găsit, oameni buni, la o oră neobișnuită pentru emisiunea noastră și la o ediție specială totodată. Începând de mâine, Dacia Logan poate fi achiziționată de orice român. Prețurile noului autoturism oscilează între 5.700 și 8.000 de euro. Primul drive test oficial al Loganului s-a efectuat în Turcia. Am invitat la această ediție specială pe cei care ne pot răspunde la toate întrebările legate de această mare lansare. Și anume, Jean-Frédéric Piotin, director comercial Dacia Mond, domnul François Fourmont, director general Dacia, și domnul Constantin Stroie, vicepreședinte Consiliul de administrație Dacia. Bună seara, domnule director. Spuneți-ne, ați venit special în România pentru această lansare. Bonjour, monsieur Tuca. Bonjour à toutes et tous. Bună ziua tuturor. Non, je ne suis pas venu spécialement nu, n-am venit special pentru această lansare în România. Je fais partie fac parte de ceux qui dintre cei care au făcut toată această mare aventură a Daciei până în momentul de față, încă de la începutul anului 2000 sunt aici. Deci am aproape 5 ani. Am înțeles. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru autoturisme Dacia din România, această lansare, Dacia Logan? Sunt întrebări, să spunem, pentru început, după care vom trece la întrebările telespectatorilor legate de Dacia Logan, de la ce înseamnă această mașină, la prețuri și, mă rog, alte lucruri de amănunt. Vă rog. Le lansement de Logan, c'est Loganului. Deux points essentiels. Prezintă două puncte esențiale. C'est le renouveau de la marque et de l'entreprise Dacia. Renoirea mărcii și întreprinderea Daciei. À la fois en mettant un nouveau produit qui répond à l'attente de nos clients, mais en produs nou pe care îl așteaptă clientul nostru de foarte multe vreme, în același timp facem din Dacia o întreprindere internațională. Este un vehicul care este fabricat la Bitești și va fi vândut în 38 de țări. Al doilea punct important este că Dacia le fer de lance este de capitolul de lance al creșterii întreprinderii noastre, pentru că Logan are un obiectiv de 7.000 de vehicule pe 700.000 de vehicule pe an până în 2010 și Dacia este de fapt leagănul acestei noi mașini. 700.000 pe an? Oui. Din Dacia Logan, noul model? Sau tot ce înseamnă Dacia pe ansamblu? Ça va être 700.000 voitures par an. Vor fi 700.000 de mașini pe an, Logan. Sous la marque Dacia. Sub marca Dacia, sub marca Renault. Fabricat în România, la Bitești, dar în același timp și în alte uzine. Dès l'année prochaine, începând din anul viitor, vom lucra în Rusia. En 2006, din 2006 en Iran, în Iran, mais avec un point d'appui cu un punct de sprijin deosebit de important care va fi centrul de producție de la Pitești, întrucât pentru toate aceste uzine din străinătate, 50 până la 90% din piesele pe care le vor primi vor veni de la Pitești. Trebuie să le spun telespectatorilor că așteptăm întrebările dumneavoastră și bănuiesc că sunt foarte multe întrebări legate de această nouă marcă a Daciei, Dacia Logan. Puteți trimite SMS la 1370 și puteți spune orice întrebare legată de noua mașină Dacia Logan. De asemenea, prin e-mail la mariustuca@antena1.ro. Domnule Stroie, se anunță că începând de mâine, da, veți vinde prima Dacia Logan. Care sunt pentru început prețurile, că astea contează foarte mult, de la ce preț pleacă și cum, unde se vor face vânzările la Dacia Logan? Prima mașină Dacia Logan se va vinde în această seară, la ora 12. Știm clientul, am acceptat să avem un client care știe istoria automobilului din România. De mâine dimineață încolo, în toată rețeaua de distribuție din țară, pentru toți cei care au optat, vor începe vânzările. Vă informez că avem pe stoc 4.000 de mașini fabricate, pe următoarele prețuri. Primul preț, cel mai de jos, 5.700 euro, pe urmă 6.100, 6.500, 7.500 și 8.000 de euro. 7.500 și 8.000 de euro, da? Da.
Deci 5700 cel mai mic preț. Și 1000 euro prețul cel mai mic. 6100, 6500, 7500 și 1000 de euro, da? Da. 1000 de euro se referă la modelul vârf de gamă, care are o echipare totală, aș putea spune eu, judecând mașina la clasa și competiția în care se află. Am înțeles. De ce a preferat conducerea Dacia să facă drive testul pentru Logan în Turcia, domnule director? În Turcia, monsieur. Bien, écoutez, le choix de la Turquie. Alegerea Turciei a été justifiée a fost justificată par le fait que prin faptul că site important este un loc important pentru noi. Aujourd'hui, pentru că astăzi, în cadrul grupului, la Turquie est un pays Turcia qui est particulièrement este o țară deosebit de importantă pentru grupul Renault. Et puis, quelque part, je pense que pour faire des cred essais că am vrut să facem aceste încercări ale unui produs român ca să vedem cum se manifestă pe piața internațională. Iar locul din Capadocia ales a fost deosebit de bine găsit. Există anumite locuri foarte frumoase. Deci, așa am auzit de la ziariștii care au participat, că au fost deosebit de satisfăcuți. Câte comenzi există pentru Dacia Logan? S-a vorbit la un moment dat că s-au făcut liste pentru Dacia Logan. Aș vrea să ne spuneți dacă există cumva o listă de comenzi, și anume câte comenzi există pentru Dacia Logan. Alors, y a pas, nu există liste de așteptare. Sunt anumite comenzi care au fost menționate. Avem 11.000 de comenzi deja înregistrate, care sunt rezervate prin acunturi achitate deja. De exemplu, ieri, comenzile Logan au depășit numărul de 300 de mașini. O întrebare firească este... Care sunt principalele caracteristici ale Daciei Logan și cu ce se diferențiază, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă mai bine, prin ce se diferențiază față de Dacia Solența, de exemplu? Înțeleg că trebuie să răspund. În primul rând, Dacia Logan este o mașină concepută 100% de direcția de inginerie Renault de la Technocentre. Este o mașină gândită pe o platformă comună cu nou Renault care se lansează în acest timp și cu Nissan Micra. Este o mașină cu echipare cu două motorizări, motorul de 1,4 și motorul de 1,6. Este o mașină care răspunde cerințelor europene în materie de reglementări circulație pe drumurile publice. Este o mașină care asigură funcție de puterea de cumpărare a clientului, cu o echipare diferențiată de la modelul de 5700 până la modelul de 1800. Dau un exemplu. 8000 a zis. 1000, îmi cer scuze. Este o mașină echipată cu calculator la bord, care spune exact consumul instantaneu de combustibil. Deci dacă vrei să mergi economic, te abții. Dacă vrei să mergi sportiv, te costă. Este o mașină care înseamnă o evoluție indiscutabilă față de Solența și de predecesorul ei, Supernova, pentru că efectiv să ajungem la acest nivel de progres ce se găsește pe Dacia Logan, am avut nevoie de un timp care a însemnat investiții, care a însemnat o verificare a potențialului uman din Dacia, care a însemnat o schimbare de mentalitate. Și eu pot să am curaj în seara asta să vă spun că Dacia Logan reprezintă un examen reușit pentru uzina noastră. Dacă vreți, este un examen luat pentru intrarea în Europa. Deci, practic, pentru Dacia Automobile, intrarea în Europa înseamnă lansarea acestui model Dacia Logan. Aș vrea să-mi spuneți și alte diferențe față de Dacia Solența. A spus acest calculator care există la bord, el există pentru toate variantele, de la 5700 la 1000 de euro sau nu. Doar pentru, nu, variantele, pentru ultimele două variante? Ultimele două variante. Domnul, că dacă îmi permiteți și cu acceptul colegilor, cred că trebuie să clarificăm niște lucruri scurt. Eu reprezint trecutul și un pic prezentul și am primit multe telefoane. Probabil că românii le-a fost mai ușor să mi se adreseze mie. Am avut curajul să fac chiar o întâlnire pe chat. Am primit foarte multe întrebări. Nu discut de laude și de partea bună lucrurilor, discut de întrebări incomode. Am fost întrebat dacă în Dacia Logan intră 3 persoane în spate. Răspuns, da, și foarte confortabil. Am fost întrebat dacă pe Dacia Logan folosim tablă deja ruginită, cum am folosit-o în istorie. Răspunsul meu este nu, pentru că noi utilizăm acum tablă
de acolo de unde se aprovizionează mari constructori europeni. Am fost întrebat dacă mai plouă. Stați o secundă. Nu dați prea multe informații deodată, pentru că deja mesajele oamenilor vin și cineva întreabă dacă tabla folosită la caroserie nu cumva este subțire. Tabla folosită la caroserie este exact tabla care a răspuns testelor de încercări în materie de vibrație, în materie de rezistență la corosiune, mă refer la partea vopsită, deci nu este vorba de o tablă mai subțire sau nu. De altfel, în construcția de automobile, grosimea tablei câteodată se măsoară și cu diferențe de ordinul sutimilor de milimetru. Domnule director, domnule vicepreședinte, cineva întreabă dacă Dacia Logan va fi comercializată și în Franța. Este o întrebare încă în momentul de față, pentru că în Franța și în general în Europa Occidentală există o cerere reală, iar primirea din partea presei mondiale a fost excepțională. Mașina răspunde tuturor standardelor occidentale și vom decide la nivelul grupului dacă să o comercializăm și în Europa. Este ceva care încă nu a fost prevăzut, dar este un subiect asupra căruia, în cadrul grupului Renault, suntem pe cale să reflectăm și pot să vă spun că se va lua o decizie înainte de sfârșitul acestui an. Cât timp se va mai fabrica Dacia Solența? Adică apariția pe piața Daciei Logan înseamnă și scoaterea de pe piața Daciei Solența? Nu. Am decis, în ceea ce privește comercializarea, să comercializăm în România, Turcia, Siria și în acele țări care sunt clienții tradiționali ai României, ambele modele în paralel. Pur și simplu pentru că sunt produse care sunt complementare. Complementare în ceea ce privește poziția lor tarifară și în ceea ce privește utilizarea lor. Astfel, în anul acesta, Dacia Solența este un produs foarte bun, iar Logan este un produs mai avansat. Pentru moment, se pune problema să comercializăm în continuare în următorii 2 ani Solența și Dacia în paralel. Spuneți-mi, vă rog, cineva întreabă când va apărea modelul pe motorină și cu cât o să fie mai scump acest model? Del diesel et que s'il sera plus cher, de combien? Il y a un modèle diesel. Existe un modèle diesel. Au mois de septembre 2005. Prévu pour septembre 2005. Et va fi ceva mai bun decât cel pe benzină începând din septembrie. Da? Oui. Pentru o mașină bună trebuie ABS opțional la toate modele și alte fețe de uși la interior, spune George. Cineva, vă felicit, domnule Stroie, pentru nou model Dacia, inginer Emanuel Cosmovici. Tot cineva întreabă când apare modelul pe motorină, la răspunsul acesta l-aveți începând din septembrie 2005. Septembrie 2005. Când va apărea Dacia Logan Break? Sunt mai mulți telespectatori care întreabă acest lucru. Aș putea să vă răspund eu, dacă vreți. Viața Daciei Logan este viața tuturor modelelor. În fiecare an vor apărea anumite evoluții. Am citat motorizarea diesel, ceva mai târziu vom avea și o motorizare break și poate că vor mai fi și alte motorizări. Bun. Care vor Haideți, completa modelul de bază. Să răspundeți mai pe scurt la întrebări, pentru că sunt foarte multe întrebări ale telespectatorilor. De ce dealerul Latin F din București nu vinde mașinile deja primite decât după data de 14 septembrie? Spune că nu-i dă voie fabricantul. Eu sunt unul dintre cei înscriși în iunie și am mașina deja în curtea dealerului. Vă răspund eu. Vă rog. Am făcut un program de lansare în România. E prima țară care se bucură de lansare, deci de începerea vânzării efective la clientelă. Avem 4 zile operațiunea porți deschise, timp în care avem un program să dăm voie și celor care nu s-au înscris să cunoască, chiar să testeze mașini,
și vom începe operațiunea de vânzare efectivă, așa cum am anunțat. Rog înțelegere, pentru că 4 zile nu mai despart. Se poate pune ABS pe modelul laureat? Deocamdată ABS este în echipare ambițion. Pentru dumneavoastră, cineva întreabă, cum credeți că își va permite românul să dea 1000 de euro pe o mașină fabricată în România, când ar putea să cumpere o altă mașină străină cu acești bani? N-ați înțeles întrebarea? Nu e grea. Păi să-mi spună ce tip de mașină poate cumpăra cu 325 de milioane, echivalentul a 1000 de euro, să-mi spună ce mașină străină la performanțele și la nivelul de echipare al Dacia Logan Option. Dacă va apărea și cât va costa varianta de Logan Break Diesel? Va exista o versiune break diesel care va ajunge abia la anul, în anul 2007, deci încă nu am definit acest lucru. Abia la începutul anului 2007 vom putea să ieșim cu această mașină. Aveți curajul să garantați tabla la coroziune așa cum face o altă, o altă firmă de mașini? Garantăm perioada de rezistență la coroziune, exact cum garantează firma Renault din Franța, care este acționarul nostru majoritar, exact în aceleași condiții. Domnule Tucă, vă rog să întrebați pe invitații noastre dacă acum sau în viitor fiecare client își va putea alege fiecare accesoriu în plus. Adică, de exemplu, la varianta de 5.700 de euro să-i adaug calculator de bord sau poate chiar să ne alegem toate dotările. Vă rog. Sigur că există întotdeauna diverse variante. Avem 4 variante și fiecare variantă are structura sa proprie și propriile echipamente. Și de aceea clientul va putea să aleagă între aceste 4. Da, vă rog. Vă rog. Trebuie să clarificăm lucrul ăsta. Da. Modelele sunt diferențiate riguros. Răspuns punctual la ce a întrebat. Pe modelul de 5.000 de euro nu poate pune opțional decât direcția asistată contra 300 de euro și un radiocastofon codat 2x15W. Să se înțeleagă bine, nu se va putea umbla prin adaptări de la un model la altul, adică mi-au astăzi un model de 5.700, când mai fac rost de bani, mai pun ceva pe el să ajung la opțiune. Să fie bine înțeleasă treaba asta. Atât poate să pune o direcție asistată și un radiocastofon. Am înțeles. Va trebui să ne oprim pentru pauză publicitară, dar înainte de asta, în Jurnalul Național de Mâine, numai în Jurnalul Național de Mâine, în fiecare exemplar, veți găsi o cheie de Logan. Mergeți cu această cheie pe care o găsiți în fiecare exemplar din Jurnalul Național de Mâine, la orice showroom Dacia și puteți câștiga o mașină Logan Ambiance. Tot ce trebuie să faceți este să luați cheia și să o băgați în contact. Dacă mașina pornește, puteți pleca cu ea acasă. Lista showroom-urilor numai în Jurnalul Național, în pliantul din Jurnalul Național de Mâine. Ca să mai repet o dată, în fiecare exemplar, la fiecare exemplar din Jurnalul Național de Mâine, veți găsi atașată o cheie. Cu această cheie mergeți la orice showroom Dacia și puteți câștiga o Dacia Logan Ambiance dacă veți folosi această cheie și mașina va porni. Ne oprim pentru publicitate, după care ne întoarcem la dezbaterea noastră și în continuare invitații mei vor răspunde la întrebările noastre. Publicitate. Reușită petrecere, nu-i așa? Uh-huh. Iar am stat până târziu. Crema energizantă cu coenzima Q10 de la Nivea For Men revitalizează pielea solicitată pentru ca tu să arăți mereu în formă. Nu înțeleg de ce trebuie să faci asta. Noua cremă energizantă cu coenzima Q10. Îngrijirea tenului de la Nivea For Men.
Începe BCR Open România, prezentat de Conex, primul serviciu, sponsor principal Petrom. BCR Open România. Vremurile se schimbă, acum și aici. Un nou concept va merge mai departe și toți ar vrea să-l aibă. Concurența, cel mai recent model, cea mai spațioasă și accesibilă mașină de familie din clasa ei. Găsește-o și adună. De școală. Nu mai e doar un vis, e reală și a ta. Noua Dacia Logan. Probleme cu respirația? Încearcă noul Airwaves Cherry Menthol. Airwaves. Mesteci și respiri ușor. Acum cu aromă de cireșe și mentol. Pentru un frigider. Adeverință de salariu aveți? Da. Buletin aveți? Uh-huh. Atunci lăsați-i pe dânsi și să plece. Aici sunteți la Flanco. Asta este tot ce vă trebuie pentru un credit. La Flanco nu-ți cerem pe mama și pe tata. E de ajuns adeverința de salariu și buletinul. Flanco, foarte deschis, adică foarte ușor. Vino să descoperi noua Dacia Logan și poți câștiga una dintre cele 5 Logan Ambiance și mii de alte premii. Încearcă aceeași senzație de prospețime cu noile bomboane Silvana Lemon Cola și Silvana Fruct Verde. Phantom, the new energy. Cele mai importante lucruri pe care le știm despre apă sunt: A. Curge din ceruri. B. Este sursa vieții. C. Orice picătură de apă visează să devină bere germană. Tu alegi. Cheia e la tine. Apreciez un detergent bun de vase după modul în care îndepărtează grăsimea. Cu cele obișnuite speli odată de două ori, dar grăsimea rămâne. Doar noul Freia Plus îndepărtează grăsimea din prima. Și nici nu costă mult. Freia Plus îndepărtează grăsimea 100% din prima. Vrei să ai parte de casa la care ai visat mereu? Misiunea Casa e prezentă în fiecare duminică numai la Antena 1 pentru a-ți dezvălui din secretele meseriei. Numai aici, liderii în domeniul construcțiilor te vor sfătui cum să repari și să-ți amenajezi casa, te vor învăța cum să folosești corect materialele și tehnicile de ultimă oră. Descoperă secretul amenajărilor de calitate numai în Misiunea Casa. Există o diferență între țesături, la fel ca între culori.
Noua mașină de spălat cu al șaselea simț de la Whirlpool simte diferența și ajustează singură timpul, consumul de apă și de energie pentru a vă oferi rezultate perfecte. Whirlpool cu al șaselea simț simte diferența. Nu rata Jurnalul Național de joi 9 septembrie. Noua Dacia Logan se lansează la operațiunea Porți Deschise în toată rețeaua Dacia. Câștigă una dintre cele 5 Logan Ambiance. IKEA demarează. Găsește cheia în Jurnalul Național de joi 9 septembrie. Știm totul despre cafeaua prăjită și măcinată. De aceea vei descoperi aceeași aromă unică și în varianta Jacob's Kronung solubilă. Baia se cere îngrijită? PIC e alegerea potrivită! Datorită formulei cu clor, PIC Ultra curăță eficient și bine și dezinfectează în profunzime. Iar PIC WC curăță și reîmprospătează toaleta săptămâni la rând. Un pic, dar ce mult durează! Da, continuăm emisiunea din această seară. În studioul nostru se află domnul Jean-Frédéric Piotin, director comercial Dacia Mont, domnul François Fourmont, director general Dacia, și domnul Constantin Stroie, vicepreședinte Consiliul de Administrație Dacia. Spuneam mai devreme și repet acum pentru că am și ziarul în față, în fiecare exemplar din Jurnalul Național de mâine, puteți găsi, puteți găsi o ampliant unde se găsesc, unde sunt toate showroom-urile, dar cel mai important, găsiți această cheie. Cu această cheie vă puteți prezenta la un showroom. Și acolo, dacă mașina pornește, Dacia Logan, de care Ambiance este a dumneavoastră. O să mai fac acest anunț pentru a înțelege mai bine. Număr foarte mare de întrebări pentru dumneavoastră, invitații noștri. Îmi pare rău că nu am văzut de la început emisiunea noastră. Sper că răspunsul la această întrebare să nu fi fost deja dat. Iată întrebarea mea. Dacă se face acum o comandă de Logan, când estimează oficialii Dacia că va fi livrată aceasta? Astăzi, ținând seama de portofoliul nostru, pentru că avem în general cam 11.000 de comenzi în momentul de față, suntem în măsură să putem livra o comandă făcută mâine cam pe la sfârșitul lui octombrie. Dar avem și alte modele și poate că anumite modele se pot livra mai repede. Dacă tot aveți aproape 1000 de cereri de cumpărare până acum, adică mai mult decât orice alt concern în domeniu, de ce nu puneți la încercare mintea studenților români în domeniul construcțiilor auto să vedeți unde ați ajunge? Pentru că în acest moment ați făcut un pas mic în comparație cu ce există în momentul de față în lume. Păi ar trebui să... Vă rog. Ar trebui să răspund că marea majoritate a celor care au responsabilitatea fabricației de automobile sunt tineri selectați din absolvenții învățământului tehnic superior din România, sunt tineri care au beneficiat de formare la Paris și nu știu cum am putea, din contră, eu zic că le-am făcut o ofertă să poate să exprime la nivel european. Cu ce au venit francezii în afară de marketing la Dacia? Vă rog, ați spus mai devreme, vă rog să mă răspund. Vă spun eu că au venit cu o investiție de 629 de milioane de euro față de 219,7 milioane de dolari cât s-au angajat la contractul de privatizare. Și am spus totul. Dacă va exista o variantă similară Dacia Pickup? Își dăm la parol, François. Vă rog. În momentul de față, continuăm pick-up-ul și Berlina. Am pus în studiu pick-up pe baza de Logan, dar este o versiune care încă nu a fost finalizată și oricum nu va ieși pe poarta uzinei înainte de 2007 sau 2008. Iar continuitatea va fi asigurată de alte mașini. Am o întrebare. Ce sisteme de siguranță oferă aceste modele? Mă refer la cele pasive, cât și la cele active.
dacă are făcut testul NAP și câte stele a obținut. Vă mulțumesc. Pot să vă răspund eu la această întrebare? Logan, prin concepția sa, care a fost elaborată la Tehnocentrul din Renault, este concepută într-o manieră modernă, cu securitate pasivă. În ceea ce privește securitatea activă, este o mașină care este de nădejde. Nu am făcut încă testul, dar suntem convinși că vom reuși foarte bine la aceste SUV. Vreau aer condiționat pe 5700, dacă nu se poate, de ce nu se poate? Se poate aer condiționat pe mașina de 5700? Nu, eu am spus ce se poate. Se poate direcția asistată și radiocastofon. Dorește altceva? Deci, haideți, stați că vă întreb eu altfel. Avem așa, modelul de 5700, da, la Logan, 6100, da, că de Logan vorbim, da, 6500, 7500, 1000. 6700, 7500, 1000. Da, de la care model, la care model are aer condiționat? Aer condiționat are de la 7500. 7500, deci cele trei modele intermediare, să spunem, 5700, 6100 și 6500, nu au aer condiționat. Nu. Bună seara, dumneavoastră și invitaților. E frumoasă, e cu motor Renault, e super, dar se poate ieși cu ea din țară și ce norme ecologice are? La voiture. Mașina răspunde normelor europene. Trebuie să știm că a făcut obiectul unei analize europene, deci răspunde tuturor normelor europene. Este o mașină care este capabilă să facă față tuturor normelor europene, iar în ceea ce privește de reciclare, este o mașină care este reciclabilă în proporție de... Domnule Tucă, firma Renault a anunțat că noul model Logan poate fi testat de oricine. Cum se poate face acest lucru, Gabriel Prodea? Mai înainte că avem acea operațiune că porți deschise în următoarele zile. Iată, aceasta este ocazia pe care o oferim tuturor să descopere Loganul și chiar să o încerce, pentru că va exista un vehicul la dispoziție. Bună seara, am avut ocazia să văd Dacia Logan acum două zile. Cu plăcere am constatat că după ce eu mi-așez scaunul în poziția corectă, în spatele meu, pasagerul din spate are loc să intre în mașină, că are un portbagaj mare, că are o cutie de viteze performantă. Dar am constatat cu neplăcere că mocheta și tapiseria din portbagaj este inspirată parcă de bunica. Că piesele din interior, mai ales consola centrală, se potrivește ca nu ca în perete. Că piesele de sub capota motorului încă se mai pot vedea fire și tuburi. Că avertizmentele privind pericolul sunt în mai multe limbi, dar în română ioc. Astea ar fi părțile negative, părțile pozitive la încedit. Vă rog. Sigur, aceste aprecieri sunt foarte subiective. Atunci când facem analiza unei mașini, întotdeauna vom găsi și puncte slabe. Dar ceea ce ați spus dumneavoastră sunt elementele fundamentale care sunt satisfăcătoare. Evident, vom ține seama de toate remarcile pe care le-ați făcut dumneavoastră și clienții noștri și ne vom strădui să le îmbunătățim pe măsură ce vom înainte. În așa fel încât când va apărea modelul cu motor cu 16 supape? De ce nu? Vă rog. În primăvara anului 2006. Când va apărea Dacia Logan pe gaz lichefiat? Nu este prevăzut pentru moment să avem un astfel de produs. S-ar putea ca, odată cu evoluțiile din întreaga lume și mai ales odată cu fabricarea acestei mașini în RAN, să ne gândim într-o zi să producem și o astfel de mașină pe gaz lichefiat, dar în momentul de față nu avem această intenție în cadrul gamei românești. Când va apărea Logan Ambition cu motor Euro 4? Când se va introduce obligatoriu în România Euro 4, adică la 1 ianuarie 2007.
Avem 5 acțiuni. Cineva vă răspunde, cu 8.000 poți cumpăra un Opel din 2002. Că vă întrebați ce mașină puteți cumpăra cu 1.000 de euro. Ce tip de Opel? Poftiți? Ce tip de Opel? Păi, acum o să întrebată, tot așa o ținem. Am pierdut comanda pentru Logan Ambition pentru că am refuzat plata avansului înainte de a vedea modelul la dealer. Este corect? Este exact că în cadrul preluării comenzilor am dorit să avem comenzi cu acont pentru ca să fim în măsură să livrăm în mod cronologic toate mașinile comandate în ordinea în care au fost comandate. În momentul de față este vizibil pentru toată lumea că din acest moment se pot da comenzi pentru orice fel de am modele. Am văzut nouul Logan la vitrare la cabană. Din prima vedere am observat că distanța la capota stânga-dreapta nu este egală. Nu cade bine. Logan are elemente de asigurantă ABS și airbag? Da, Logan este echipată cu ABS și cu airbag. Când apare Dacia Logan cu motorizare pe motorină? S-a răspuns. O trimestru chiar. Unde este varianta 7100 de euro? Este în fabricație și se numește laureat. Spuneți-ne dacă se va face caroseria tot cu tablă românească. Eu știu la ce se referă. Tabla este cumpărată de la producători europeni care vând și altor constructori de automobile. Nu pot să intru în alte detalii să explic pe cine l-am respins ca furnizor. Pentru că domnul are dreptate prin întrebare. Da. Numărul mesajelor de la telespectatori este foarte mare. Când va apărea Dacia Logan de 5.000 de euro? Dacia tuturor românilor. Pentru moment, alegerea pe care am făcut-o noi, ca urmare a poziționării noastre în marketing, am observat că clienții în momentul de față doresc să fie mai bine echipată. De aceea, în momentul de față, nu putem comercializa încă această versiune. Dar vom continua să comercializăm Solența, care la prețul de astăzi se poziționează sub această gamă. Ce echipări are modelul Logan de 1000 de euro? Este echipată aproape cu tot ceea ce se poate găsi pe o mașină europeană modernă. Sunt comenzi cu infraroșu, ABS, avem climatizare, aer condiționat, direcție asistată. Vreau să știu dacă pot lua mașina Logan în rate. Da. Da, adică. Imediat vă răspund la această întrebare pentru că mi se pare foarte importantă. În momentul de față există două modalități de achiziționare pe leasing și credit. Am făcut eforturi foarte mari împreună cu partenerul nostru pentru a propune finanțări pe termen lung. În momentul de față vă putem propune o finanțare pe o durată foarte lungă și cu rate cât mai mici. Deci cu o 2000 de euro. Unul dintre invitații dumneavoastră a afirmat că dacă se va face mâine o comandă de Dacia Logan, ea va fi livrată în luna octombrie. Eu am făcut comandă pe data de 6 septembrie și am fost informat că va fi livrată la începutul lunii decembrie. Daniel Ojoc, Suceava.
Da, pot să răspund și la această întrebare. Spuneam mai înainte că aceasta depinde de versiunea pe care și-o alege clientul. Sigur că în momentul de față avem mai puține cereri pentru gama superioară și pe această versiune de game avem ceva mai mare întârziere în livrare. De ce nu acordați garanție de 3 ani la Logan? Domnul Struie. Se acordă garanție de 3 ani la Logan în condiții speciale și aceste zile de porți deschise vor da detaliile la toți interesații. Ultima pauză publicitară, nu înainte de a prezenta câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Armamentul teroriștilor ceceni vine de la Tiraspol. Copiii de la Școala Morții uciși cu gloanțele lui Smirnov. Puteți citi în Jurnalul Național de mâine. Și tot mâine, CNSAS începe verificarea candidaților. Un interviu în exclusivitate cu președintele colegiului CNSAS, Gheorghe Onișoru. Carnea de porc se va scumpi cu 25%. Francezii vor capul lui Sever Mureșan. Autoritățile franceze cer anchetatorilor de la București arestarea și extrădarea omului de afaceri Sever Mureșan. Capă de drum, Dan Spătaru le va cânta îngerilor. Și pentru că tot vorbim de Jurnalul Național, așa cum vă spuneam, numai în Jurnalul Național de mâine, în fiecare exemplar, puteți găsi o cheie de Dacia Logan. Cu această cheie vă puteți prezenta la orice showroom Dacia și puteți câștiga o mașină, așa cum vă spuneam, Dacia Logan Ambiance, dacă odată ce ați introdus cheia în contact, mașina va porni. Vă mulțumesc, publicitate și ne întoarcem la ultimele întrebări ale dumneavoastră. Fii cu ochii pe pliculețul de Jacobs Aroma Solubilă. Poți câștiga pe loc $1000 să-ți cumperi ce vrei tu de la Altex și 10.000 de cadouri Avon. Dacă nu ai periuța de dinți la îndemână, de ce nu încerci noul Orbit Professional? Conține microgranule ce se dizolvă și îți curăță dinții delicat, într-un fel în care într-adevăr simți. Orbit Professional cu microgranule și gust răcoritor. Simți că într-adevăr îți curăță bine dinții. Un design de excepție, manevrabilitate, consum redus, fiabilitate, airbag, ABS. Avem cea mai bună ofertă. Și asta nu e totul. Garanție foarte avantajoasă. Livrare rapidă. 24 de ore din 24 la dispoziția ta. Matiz, creat pentru tine. Pariu că face valuri. Pariu că nu. Tu bere? Un Golden? Golden Brown! Golden Brau, una bună împreună. Încă un val de bere! Asirom Challenger, Brașovul te provoacă din nou. La emisiunea Foarte Oferte. Astăzi vă prezentăm Foarte Frigiderul. Este un aparat unic. Un frigider indesit cu televizor încorporat. Fără drumuri după bere în timpul meciului sau după suc în timpul filmului. Foarte Frigiderul. Cumperi un frigider indesit și primești cadou un televizor. Flanco. Foarte deschis. Adică foarte pentru tine. Lioton Gel îmbunătățește circulația sângelui în picioare, fiind eficient împotriva varicelor și înlătură senzația de greutate și oboseală din picioare. Lioton Gel, pentru picioare sănătoase și frumoase. Așa, pana pe stânga, asta e, sunt gata. Doi, trei,
Și luni, doi, trei, acum poți face lucrurile la care altădată doar visai. Tarifele reduse de la Romtelecom îți oferă suficient timp, începând cu 10 eurocenți pe minut pentru convorbiri internaționale și 4 eurocenți pe minut pentru convorbiri interjudețene de la 8 seara la 8 dimineața și în tot weekendul. Ia, ia, genunchi sus, genunchi sus! Încerc, încerc! Cu Romtelecom toată lumea are de câștigat. Romtelecom, să auzim de bine! Noul gel de păr Silky Shine de la Nivea, pentru un styling sclipitor. Poate că nu te transformă în vedetă, însă pur și simplu te face să strălucești. Nou de la Nivea Styling. Gel de păr Silky Shine. Strălucire, fixare, îngrijire. Restul depinde de tine. Nu se știe niciodată când ai nevoie de o respirație proaspătă, așa că întotdeauna ar trebui să ai Winterfresh la îndemână. Respirație rece ca gheața, ce durează. Experiența noastră în prepararea cafelei. With the coffee taste enticing me, surprising me, now she will see. On this sweet and lovely day in spring. Și savurează cele mai frumoase clipe din viața ta. Chibo dăruiește cei mai buni. Cu Chibo poți câștiga 1000 de inele de aur, 5 excursii în Egipt și 40.000 de pachete de cafea. Pot să iau asta? Mhm. Și asta? Și șervețelele mele de machiante? Nu, mulțumesc. Tenul meu este sensibil, lampele mele. Nivea Visage vă oferă două tipuri diferite de șervețele de machiante. Unul pentru ten normal și mixt și unul pentru ten uscat și sensibil. Șervețele de machiante pentru fiecare tip de ten. De la Nivea Visage. Inspirat de natura pielii tale. Iată întrebările care vin de la dumneavoastră. Ce capacitate are portbagajul? Ce capacitate are rezervorul? Care este consumul de combustibil urban, extraurban, pe tipuri de motorizări, echipări? Scurt, scurt. Deci, 50 de litri rezervorul, 510 litri portbagajul, consumul în circuit mixt 6,8 litri la motorul de 1,4, consumul în circuit mixt 7,3 la motorul 1,6, alte întrebări. Alte întrebări. Când apare modelul diesel și care este prețul acestuia? Sunt unii telespectatori care n-au văzut la bun început. Vă rog să răspundeți pe scurt. A răspuns François Fulmon. În trimestrul 4-2005. Aerul condiționat de pe Solența nu face față. Pe Logan este același? Nu. Nu? Logan beneficiază de o climatizare care este prevăzută pentru a răspunde standardelor internaționale, adică este capabilă să aducă temperatura la o valoare normală, indiferent că este vorba de Arabia Saudită sau de Rusia în timpul iernii. Așadar, avem un tip de climatizare care este deja testată pe alte vehicule Renault și a fost adaptată la condițiile câte în particular de aici. Nous sommes aujourd'hui în momentul de față à 240 véhicules par jour. Facem 240 de vehicule pe zi și vom crește producția până la 300 de vehicule pe zi spre sfârșitul anului. Iar uzina de la Pitești va trece să lucreze în trei schimburi începând de anul viitor cu obiectivul de a ajunge la 600 de vehicule pe an. Ce viteză maximă poate atinge pe zi, doamnă? Ce viteză maximă poate atinge din testări, Lucian? 175 de km la versiunea 1,6 și 160 de km la versiunea 1,4. 160? Deci 175 de km, viteză maximă la
Logan echipat cu motor de 1,6 și 162 de kilometri, da, mașina echipată cu motor de 1,4. Va apărea pe piață și o variantă sport? Se François echipat. Ceva mai înainte, domnul Furmov a explicat că vom avea și vehicule echipate cu alte motorizări, deci va fi o motorizare mai sportivă. Dacă am comandat un Logan la data din precontract, dacă am comandat un Logan, data din precontract va fi respectată cu strictețe? Da? În momentul de față am adaptat datele începând de anul acesta. Se pot pune pe Logan geamuri atermice? Dacă putem să echipăm cu astfel de geamuri, nu este prevăzut acest lucru. Dacă acest model Logan va rămâne pe piața românească încă 30 de ani, la fel ca și Dacia Berlină. Știți, cred că ați înțeles foarte bine că Dacia, în momentul de față, este un constructor de talie mondială, iar Dacia Logan va fi urmată de alte modele, fără îndoială. Nu vom aștepta 30 de ani pentru a modifica. Domnul director, și-ar cumpăra o Dacia Logan, ar avea curaj să se deplaseze cu o astfel de mașină? Eu circul de 3 luni de zile cu o Dacia Logan și voi merge cu Dacia Logan. Era vorba domnilor director, numai domnule director. Dumneavoastră? Pot să vă răspund foarte simplu. De 5 ani de că sunt în România, am folosit Dacia Nova, după aceea Dacia Supernova și în momentul de față sunt proprietarul unei Solenza care are 16.000 de kilometri. Sunt Gavrilă Traian și vreau să știu... Pardon? Și voi merge și cu break. Dar de ce asta pe gânduri? Nu erați convinsă că vrea să spună sau ce? Sunt Gavrilă Traian și vreau să știu cât va costa varianta preferans. 1,4... Deoarece domnul Stroi a anunțat 6.500 de euro, iar în contractul încheiat este 6.300 de euro. Îmi cer scuze. Deci preferans 1,4, 6.300. Preferans 1,6, 6.700. Care generație de motoare dezvoltate de Renault aparțin motoarele disponibile pe Dacia Logan? Motoarele care echipează Logan sunt motoare Renault. Caseta E și G sunt motoare care se găsesc pe alte vehicule și care sunt încercate, le-am folosit de mai mulți ani. În felul acesta putem să garantăm o fiabilitate absolut exemplară. Ce motor este cel de 1,4 litri și cel de 1,6? S-a spus că cel de 1,4 ar fi de la Solenza, iar cel de 1,6 de la Megane. Este adevărat? Motoarele 1,16 sunt motoare cu 65 de cai și de 90 de cai putere. 75 de cai putere și 90 de cai putere. Câți ani garanție are tratamentul anticoroziune? Vopseaua. 6 ani. Căror norme de poluare europene corespunde? Corespunde normelor europene, care că, întrucât a făcut obiectul mai multor testări europene, poate fi vândută și mâine în Franța, dacă luăm această decizie, în țările care că, cer Euro 4, și răspunde și în mare măsură normelor de poluare sonoră, pentru că poluarea sonoră exterioară este de 73 de decibeli, iar în ceea ce privește reciclarea, Logan este reciclabilă mult peste normele europene. Foarte mulți telespectatori întreabă și mă uit pe mesaje și pe mail-uri, întreabă cum pot cumpăra mașina în rate. Vă rog să mai spuneți o dată pentru cei care n-au...
Je vais vous répondre. Et si vous répétez pour ce. Alors, il y a deux possibilités. Există două posibilități de achiziționare pe credit. Avem achiziționarea clasică, care se numește moderato, și care permite să avem rate inițiale variabile de la 15 la 30% și cu o durată care merg de la 12 luni până la 80 de luni. Apoi avem și alt model, modelul leasing, unde există durate până la 60 de luni și cu rata inițială de până la 50%, deci cu cât durata, cu cât prima rată este mai mare, cu atât vor fi mai mici ratele anuale. Astăzi am fost la un dealer Dacia pentru a plăti un acont și mi s-a spus că pentru modelul Ambition nu se mai acceptă comenzi. De ce? A răspuns Jean-Frédéric Piotin de 3 ori. Încerc eu să explic scurt, pe românește. Noi am făcut 5 echipări de automobil cu preț de la 5.700 la 8.000 și am crezut că cele mai multe cereri vor fi la prețul de jos. Ne-a surprins comenzile deja ferm făcute, orientate către vârful de gamă. Lucrul ăsta se deblochează, așa cum a spus Jean-Frédéric, se poate duce mâine la dealerul care l-a refuzat să înscrie. Și aș mai adăuga ceva, pe românește, un cumpărător trebuie să aibă avansul minim între 800 și 1200 de euro și număr de rate, 5 ani, 60 de luni, plus o intenție de creștere spre 72. Domnilor, mulțumesc mult, trebuie să ne oprim aici, ar mai fi multe de întrebat, le mulțumesc telespectatorilor, numărul întrebărilor dumneavoastră este impresionant, o să-i rog pe domnii directori francezi care au participat în această seară să ia aceste, cred că sunt 50 de pagini de întrebări. Tot la fel, mâine o să vă punem în, o să vă înmânăm și tot setul de întrebări și mesaje venite pe e-mail. Tot ce pot să vă mai spun este în legătură cu Jurnalul Național de mâine și cu acest parteneriat cu Dacia, pentru că au venit foarte multe întrebări. Există această cheie, cu această cheie vă prezentați la orice showroom. Și dacă atunci când introduceți în contact cheia, mașina pornește, ați câștigat o Dacia Logan Ambiance. Tot în acest pliant unde este cheia, găsiți adresa tuturor showroom-urilor, adresa tuturor showroom-urilor unde vă puteți prezenta și încerca această cheie. Vă mulțumesc, emisiunea noastră se încheie aici, vom mai discuta despre acest subiect și vă vom ține la curent în legătură cu demersurile, cu vânzările autoturismului. Ne vedem din nou mâine seară la orele 23 de această dată. Până atunci, vă spun ca de obicei, țineți aproape.